cu dispoziția domnului primar numărul 240 din 23 iulie 2020. Din cei 15 consilieri locali sunt prezenți 14, absentează nemotivat domnul Gologan Gărghiță. Fiind prezentă majoritatea, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. În lipsa domnului primar, domnul viceprimar, locuitorul de drept, vă rog să prezentați-o să ne vedeți. Da, după cum știți, avem 6 proiecte de hotărâre și diverse. Cine este pentru ordinea de zi? Unanimitate. Observații la procesul verbal din 14.05? Da, l-am trimis pe Messenger. Nu? L-ați primit? Să punem la vot, că majoritatea probabil l-au primit. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Abține domnul Chianu. Domnul Cubotaru, dumneavoastră, a lipsit. Și dumneavoastră, domnul Alexandru. Deci 11 voturi pentru și 3 abțineri. Domnul președinte de ședință, vă rog să continuați. Înainte de aici, să acceptăm proiectele propuse, fac o informare doamna secretară. Comisia pentru Activități Culturale cu Învățământ, Sănătate și Familie completează procesul verbal de avizare, nu completează numărul de voturi, abține, împotrivă, pentru. Domnul Sărbăr, o să completați procesul. Domnul Sărbăr, vă rog să luați raportul de avizare și să-l completați corect. Întocmirea dealului și a general,
dacă suntem suficient pentru prezentarea exactă suplimentare. Nu se. Dacă sunt înscrieri la cuvânt. Domnul Alexandru, dacă se mai înscrie cineva la cuvânt. Nu. Dăm cuvântul domnului Alexandru Gheorghe. Studiind proiectul, am constatat că avansul cum va fi luat. Am constatat că nu sunt trecute și tronsoanele de conductori care alimentează becurile. Vor fi înlocuite și acele tronsoane? Și argumentez acest lucru, că îl întreg, pentru că sunt tronsoane, constatate de tronsoane de conductori pe trei fire, cum sunt poziționate ele, sau au fost poziționate până acum, întrerupte și înlădite. Lucru care nu mai asigură o continuitate a energiei electrică nici pentru consumul casnic. Nu mai spunem de iluminatul public. Vreau să știu dacă tronsoanele respectiv vor intra în acest proiect și vor fi înlocuite și ele. Dau un exemplu, de exemplu, în zona Vânceniului sunt două, să le zic, cartiere, da? Cartiere. În care au pensiune sub 2,20, sub 2,10, sub 200. Deci locuințe în care și rețeaua de iluminat public incomplete. Acum zilele trecute am constatat că pe zona Pârâului Căiuț, în zona Mușat, să zic așa, nu știu, noua stradă, cum se numește acum, sunt două locuințe care nu au nici măcar al treilea fir pentru iluminatul public și respectiv, zone noi plătim. Nu ni se asigură. Noaptea răbire cu un cetățean care vine la schimbul 3, 12, 1, noaptea, nu avem. Zice, e pezne, doamne, vin cu lanterna, văd tot felul de pe scrim, lucru, vârf, nu știu ce se întâmplă pe lângă curtea mea, sau pe drum, și zice, măcar să avem și noi un bec de undeva. Am înțeles că la al treilea tronson sau al treilea scârb, cineva a plătit o lampă de iluminat, a plătit, a adus un fir și l-a pus ca să aibă cât de cât lumină în fața porții. Lucru care nu mi se pare corect. Acum, dumneavoastră, dacă nu știu proiectul cum va fi finalizat în urmă, prin faptul că se locuiesc numai becurile sau lămpile care, sau și stâlpii care sunt deteriorate, nu se ia în calcul și acele tronsoane de conductor care asigură alimentarea cu energie electrică, schimbarea lor. Atât am ales la... Deci, cine întreba la... Aș avea și o completare la acest proiect. Rugămintea este să aveți în vedere dumneavoastră executivul când se parcurge acest proiect, când se va ataca, să analizați ca lămpile de iluminat public care vor fi amplasate, adică pe lângă cele existente, și consider că este necesar să fie amplasate lămpi în locurile publice. Mă refer la plutiri, intersecții și mai departe. Dacă analizăm, cunosc câteva cazuri din astea, să știți că nu este acoperit terenul din acest punct de vedere. Să mai din cauza asta. Să acționează. Da. Atunci e un lucru. Vă mulțumesc. Mai sunt înscrieri la cuvânt? Nu. Supunem la vot proiectul prezentat. Cine este pentru? Mulțumesc. Domnul Matei. Am întrebat cine este pentru. Am explicat. Îi mulțumesc. Este împotrivă careva? Nu. Se abține cineva? Nu. Cu 14 voturi. Cum a trecut și acest proiect? Proiect de hotărâre numărul 21. Privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului local comunei Căiuș la data de 30.06.2020. Dar voi nu-i cineți? Nu-i. A sărit de numărul 50, privind aprobarea fazelor nouă conceptuale și temă de proiectare în vederea elaborării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții, modernizare, stres prin asfaltare, stațiile de Pralea, Brigar,
și căriuți în comuna căriuții județul Bacău. O prezentare doresc pe care v-am o prezentare de partea executivului. Aș solicita eu aici o solicitare. Eu mă întreb încă două lucruri. N-am nimic împotrivă, orice lucru este bine făcut în comuna noastră, să fie asfaltate toate ulițele și cărele, dacă se potește, dacă e clar. Problema este în felul următor. Întreb executivul dacă a avut în vedere prioritizarea lucrurilor care trebuie să făcute și la prioritizarea, pentru în vederea prioritizării acestor lucruri, zic dacă s-a luat în calcul că acestor obiectiv, respectiv asfaltarea unor ulițe, este mai importantă decât asfaltarea unui tronson de drum, tronsonul care a fost în luna trecută solicitat, drumul Căiuț-Deltiu, care drum ar deservi și știm cu toții că acest drum deservește patru sate, Florești, Vrâncești, Deltiu și Boiești. Din acest punct de vedere, eu mă întreb ce aveți în vedere să procedeți la atacarea și la rezolvarea unor probleme în legătură cu străzile și cu drumurile noastre, ne luând în calcul că și drumul ăla trebuia asfaltat nu de acum, de foarte mult timp. Solicitările au fost până la nivelul prefecturii și a Consiliului Județean, în direct chiar. Atât. Dacă ați avut în vedere prioritizarea, dacă aveți de gând, pentru că la ședința din luna trecută am propus un amendament ca să fie pe lângă tronsonul Deltiu, nu, Brâncenii Florești, să fie trecut și Deltiu Bolstea, să fie trecut și tronsonul Căiuți Deltiu. S-a supus la vot, e democratic, este foarte adevărat, n-a trecut. Da. Cred că săptămâna viitoare s-a dat acolo să ies să bine. Adică săptămâna viitoare s-a dat acolo, dar vă spune necesar cu mine, vreți să faci așa? Cu viaductul și cu asfaltul s-a lucrat adică băieții ce erau măsura cu asfaltul. I-am văzut alat din șur cu mijloacele ciocul. Da, da. Am trimis și poze și tot și adică s-a părut în prezent pentru ucenei, pentru așa ca să depuni. Deci va intra, să înțeleg că va intra scutarea consulului. Dar trebuie să găsim. Păi da, dar propunerea pe noastră data trecută, ați vrea să mergi și bucata asta de aici, da? Da, putea să citiți. Dacă o să ies mai repede, nu așteptăm o lume. Noi te mă luăm extraordinar, că contează. Nu, doamne, sunt sfârșit cu voi. Mulțumesc, domnule. Sunt înscrieri la cuvânt la acest proiect? Da. Ok, domnule. Eu am întrebat. Ok, bă. A fost la inaugurarea celor trei poduri care s-au realizat în anul acesta. Și încă de atunci am avut o discuție cu domnul principal, domnul primar, și a exprimat dorința de a face legătura cu asfalt de la drumul comunal sau județean, care e așa, așa până ce la poduri. Și eu zic că este un lucru foarte bun și am uitat. Și toate urmările astea se referă acolo unde sunt poduri. Este un lucru bun că podurile vor fi pus în valoare așa cum trebuie, pentru că sunt în pustie, drumul este deliberat. Și eu mă bucur până la urmă, m-am uitat, e vorba de un kilometru de asfalt, care cred că putem face un efort să asfaltăm acele trei ulițe care să fie puse în legătură cu podurile. Atât, mulțumesc. Mulțumesc. Aici vreau să întreb prin domnul viceprimar, domnul primar, nu este? Proiectul asfaltare, prin modernizare prin asfaltare, e o temă electorală sau o duce la bun final? Nu mi se pare corect, în multe miliuni, mare apăsare. Mulțumesc. Tu mai ai vorbit electoral. Am întrebat. Da. Ca să mai sunt înscrivătul, dar ca să pot să supun la vot, așteptează răspunsul nou. Nu, nu așteptează. Dacă are să ai situații nefit... Nu, Ioan, vrem să-l faci. Da, doamne. Adică tot Consiliul ăsta îl faci, nu îl faci.
Vrei să descrie acum? Ok. Referitor la modernizările astea de bucățele de șosele în Bucăna Crăius, vă rog să aveți în vedere și această bretea de șosea care face legătura cu Marele Șerban aici, pentru că utilizează utilaje foarte grele, șoseaua este subțire, deja este mâncată și produce vibrații în casă. Eu am venit acasă știind că locuința de la al Vasile Sârbu de Cedat este în centrul comunii. Este în centrul comunii, dar este cea mai tulburată reședință din toată localitatea. Ținând cont și de terenul de sport și de această situație prin care s-a creat cu crearea acestui parc de utilaje foarte grele care merg de la 11A până în fosta parcă. Sunt probleme care ar fi putut fi incluse în aceste mici lucrări până la sfârșitul mandatului, respectiv trotuarul de pe partea dreaptă când vii dinspre Unești, care pur și simplu nu face cinste deloc comunității. Mulțumesc. Mai sunt descrieri la cuvânt? Nu mai sunt descrieri la cuvânt, supunem la vot proiectul prezentat. Cine este pentru? Se abține? E împotrivă careva? Nu. Se abține ceva? Nu. A fost aprobat cu majoritate de vot. Proiect de hotărâre numărul 51. Privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului local al Comunei Crăiuțe la data de 30.06.2020. Solicitați careva informații suplimentare? Nu. Înscriere la cuvânt? Nu. În această situație, supunem la vot proiectul prezentat. Cine este pentru? Împotrivă careva? Nu. Se abține cineva? Nu. Aprobat cu votul. Următorul proiect. Proiect de hotărâre numărul 52, privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului serviciului public de alimentare cu apă și canalizare din subordinea Consiliului Local Căiuț, la data de 30.06.2020. Solicitați informații suplimentare? Nu. Înscrieri la cuvânt? Nu sunt. În această situație, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă careva? Nu. Se abține? Două abține. Oteanu și Alexandru. Cetățenilor din cartierul CFR.
spun acest lucru că în ședința trecută domnul primar a făcut o afirmație calomnioasă la adresa mea, spunând că eu am dărâmat casele oamenilor, nu știu în ce calitate, lucru care nici nu s-a întâmplat, dar asta rămâne de văzut. Și aduc aminte că legea gazelor, 2306 din 2006, spune că în zona magistralelor de gaze naturale, pe o rază de 20 de metri, nu se construiește niciun fel de locuință, niciun fel de magazin, niciun fel de graj sau alte utilități din partea cetățenilor. În zona aceea, domnul vice, domnul primar, adică domnul vice este acum, domnul primar, pe timpul ăla era vice. Mergând la fața locului, cunoscând aceeași lucru, a văzut problema, s-au urcat repede mașină, de o teamă, nu știu ce s-a întâmplat acolo, că au stăbără mai mulți, și a dispărut de acolo. Soluția a rămas că cel de la gază nu-i dă voie, adică subsemnatul nu-i dă voie lor la să construiască, sau celor de acolo. În zona aia, tot cartierul ăla de acolo, conform legii, nu ar trebui să existe. În primul rând spun că primăria era obligată să asigure autorizația de construcții cu cererea avizelor de la centrul Transgaz. Și atunci nu mai avea nimeni o problemă. Acolo, dacă se va întâmpla o problemă, primăria va răspunde. Lucru care se va întâmpla în viitorul apropiat, fiind dați în judecată de către Transgaz, primăria va fi obligată să le dărâme locuințele de acolo. Nu Alexandru vine să dărâme locuințele cetățenilor de acolo. Domnul primar trebuie să cunoască acest lucru. Și spunând în particular, zic, doamne, dacă e cazul să mă oblige să le dărâm casele, eu îmi dau demisia. Păi și-o dat unul. Dacă ceilalți predecesori dinaintea dumneavoastră nu au fost în stare să țină sub control aceste lucruri, și sunt mai multe în comuna privit sub acest aspect, și dumneavoastră cunoscând de mai mult timp, că a avut și mandate de viceprimar, cunoștea acest lucru, trebuia să ia măsuri, mai ales că a venit o funcție de primar. Păi nu să dea vina cu alții. Deci vina pleacă de la primărie în primul rând. Asta este ca să-i dau un răspuns, domnul primar, la ce am adus la cunoștință în ședința trecută. Trebuie să mai rugați ca să citească procesul verbal. Cu dumneavoastră nu e aici. Nu știu, nu a venit procesul verbal, dar eu i-am arătat. Mi-am notat și minutul în care a făcut afirmația din ședință, că domnule, noi nu facem ca dumneavoastră să stricăm casele. Eu n-am făcut lucrul ăsta niciodată. Și nu-i nici proprietatea mea, nu-i nici pe terenul meu, că atunci puteam să-i oblig să-și dărâme casele sau să întâmple altceva. Cu subiectul ăsta am terminat. Tot în aceea ședință am ridicat problema stației de gaze. Vreau să știu cum ați intrat în posesia acelui teren. L-ați cumpărat? L-ați dat la schimb? Adică unde va fi? Sau va urma să fie schimbată, amplasată stația de gaze. Că am ridicat problema, doamne, când am văzut proiectul, ce am auzit că până la locația de acolo va trebui trasă o linie de electricitate, bănuiesc de la capătul comunei până acolo, care vor fi vreo 200 de metri, zic eu așa, că nu-ți măsurați cu pasul, în care există cost de stâlp, conductori și ce mai urmează până acolo. Pe când, de asta vreau să știu cum ați intrat în posesia terenului acolo, conductele sunt pe partea cealaltă. Mai aproape găseam un teren, îl luați în locație, îl luați, îl cumpărați, făceați un schimb de teren, nu știu cum s-a procedat acolo, de asta spun. Modalitatea de a intra în posesia acelui teren putea să-l găsiți mai aproape fără să aveți și drumuri de acces. Acolo trebuie să faceți drumuri de acces la stație. Drumuri de acces aici, care nu vă costau un ban, electricitatea era aproape, care pe la fel mai scuteați niște bani. Zic eu, părerea mea, am dat o soluție. Asta acum, adică am venit cu completarea de la chestia aia, poate dați o soluție sau o luați în calcul. Dacă vă las să dau o soluție. Nu, vreau să termin. Sau puteți să o luați în calcul pe viitor. Da, nu știu, poate să rămână. E problema, da. Cam atât am vrut să răspund acum, să vă aduc aminte despre chestia care s-a lăsat. Mulțumesc. Cum doriți. Au venit domnul proiectant în teren. A studiat toată conducta. Din la cap la coadă. În comună. Unde intră pe teritoriul comunii de acolo și unde intră în unde iese pe piraza comunii.
A luat din coace de calea ferată. Unde este cazemata aia? Unde aici așa e calea ferată? Lângă voi, stâlpul din altă. Sub linii la atâția metri, kilometri, lângă voi. Aici nu am voie din asta. Păi și noi am luat toate posibilitățile. Omul a luat la studiat. Din Butioaia, dacă mă merg din partea cealaltă, vreau din Pireșa, am atâția kilometri de conductă. Pierd un kilometru și jumătate de conductă față, ca să duc la abonați, la oameni. Cum văd tot la pas cu pas, fiecare. A ajuns la concluzia că este o notă bună. La anul dat, nu putem donații. Urmează să luăm. Dacă s-ar fău proiectul și merge, cum vă zic că îmi dorează? Mă gândesc că probabil în momentul când s-a făcut, putea să-i pe las și un reprezentant la întrează, dar trebuie să vă spune exact unde în centru, unde sunt tronsoanele. Domnule, știm de unde sunt tronsoanele. Au parte, au GPS, au... Nu vreau să fac. Au parte. Eu zic că este o primarie. Domnul Vesic, care e rezultatul să-i răspundă domnul primar, domnul Vesic. Răspundi ce vrei. Domnul Capitelor, dumneavoastră, eu vreau să vă spun un singur lucru, că ați spus că știți, vreau să vă demonstrez că acum două săptămâni de zile a venit o echipă de la Ploiești și ați participat și dumneavoastră cu cei de la Transgaz și ați făcut afirmația, domne, aveți aparatele stricate și nu știți cum trebuie conducă. Eu nu cred că se poate întâmpla așa ceva acolo, dând de erori de genul ăsta, că atunci să pun vieți omenești în pericol dacă s-ar întâmpla aspectul ăsta. Deci nu știți cunoașteți exact unde trec. Conductele de gaz. Așa că nu mai e. Nu mai e. Știi, dar știi dumneavoastră că e diferența. Da. Le rezolvă cei care sunt. Care sunt obiecti, care știi. Nu am putut acum o completare. Vă luați în campul, vă luați în campul, problema nu este. Da, vă mulțumesc. Da. Domnul Matei Ionel, aveți cu domnul. Domnul primar nu este, dar aș fi doar domnul Vici, dacă are cunoștință. Vreau s-a aprobat în bugetul local indicatoare de localități, de sat. Da. Dacă s-a adevărat acțiunea sau nu, ce știți, ce stă de sat sau... Da. Dar asta s-a adevărat. Este să ne vizuale ce se demontă. Da? O să vină bine treptat, treptat, am început să vină. Au venit să vină asta. E o altă comandă, tot și la urmă. Da. 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 Mulțumesc. Au venit prima dată astea plăcuțele de spatale și cu numele. Am început să vină. A, deci fac și numele și tot când... Da, da, da. Da. Mulțumesc. O să fie din bine. Mulțumesc, domnul Matei Ionel. Are punct, domnul Preașcu, să... Ok. Domnul Vici, la Plarea nu este curent de ajuns în capul satului. Nu știu cum s-a făcut legătura cu nouă transformatoare, dar multe familii se rămâne că totuși mașini de spală și alte chestii în casă. Ori delegați pe cineva să meargă, să întrebe, nu știu, la lauă de tu capul satului din acolo, dar pe uliță, deci ceva este neregulă. Și chiar și mai de la jumătatea satului, seara la 180 coboară. Deși s-a făcut ca investiții, bănuiesc ceva nu e legat bine. Asta, în cel mai scurt timp, vă rog, o să delegați cineva să rezolvi problema. Degeaba noi am pus transformator acolo, dacă populația tot s-a făcut cu aceeași problemă. Și a doua problemă, aș propune să punem două aer condiționat aici. Și dacă sunt școlici de acord, chiar vrea să pun bani. Să nu zic să nu trec peste aceste propuneri, de sub până la vot. Acum propunerea domnului Popea. Cine este pentru? Dragul executiv, s-a aprobat. Are dreptate, domnule. Mai avem o problemă, domnule. Mulțumesc frumos. Să ne vă mulțumim. Deci, în cazul ăsta, o să mai scrie și o la rând după ce nu. Da. Matei. Este două luni, o să cere scăldură. Matei. Păi, nu, te dă și acolo. Ai cuvântul, are cuvântul domnul Mărcuț. Ionel. Mulțumesc. Mă adresa Matei de executiv, dar dacă domnul Vice, aici nu cred că e un avion. Domnul Vice, drumul de la drumul spre Gheltiu, de la Strabă până la Gheltiu. Faceți ceva cu el, că nu se mai poate circula de tot. Domnul Hianu, de Gheltiul executiv, faceți parte, arătiți pe dumneavoastră. Să-l facă de răzut, să înțelegeți? Ca să nu trecem peste acest aspect, îmi permit să mă scriu și la cuvânt, când mi-am pus întrebare. Răspund. Domnule,
La ultima intervenție a executivului la acest drum, eu m-am opus, nu ca să nu se facă reparații. Am bănuit că nimeni nu va sta pe lucrare să urmărească lucrarea să fie executată din punct de vedere tehnico-corect. Anul precedent, Orheanu s-a ocupat el. Nu scot-o din mânuit. Am vrut eu treaba asta. Primarul se exprima atunci că v-am pus. Nu m-a pus, că dumneavoastră nu are ce să mă pună să asigură o treabă sau asta. Am vrut eu treaba asta. Am primit acceptul dumneavoastră și m-am ocupat. Vreau să remarc un lucru. Drumul Căiuț-Hertiu, după intervenția care a fost asistată de mine, era mult mai bun, practicabil și fără probleme. Ați gândit dumneavoastră să faceți o intervenție prin plimbarea autocretelui, ați scos iară pietrele bolovanii deasupra, așa, nu ați mai venit în completare cu material, cu agregat mineral necesar, nisipos, adică mai mărunt. Nu s-a aplicat, nu s-a umectat, nu s-a compactat și normal acum că ați făcut creasta aia, creasta n-ar fi dăunătoare, că drumul e larg, l-am mărgit foarte mult. Grot, evoluit și așa mai departe. Dar nu-i problemă numai zona. E problemă cu creșcarea ferată până tot mai traseul. Tot traseul este cu probleme. Deci, iată de ce punem accent atât de acționare pe asfaltarea acestui drum. Pentru ca să nu se mai cheltui bani, pentru că dacă vom face o calculație... Să nu vă mai stresăm. Și da, corect, nici nu vă mai stresăm. Domnul președinte. Poftim. Tot pe lângă drum, drumul de la CFL, unde e locuit dumneavoastră, domnul Vici. Și ala e rupt mama lui. Nici n-ai curie. Dacă o vrei să o iei pe jos, nu poți, dacă nu mergi pe acolo, tot acela. Trebuie plombat neapărat. Poate așa vă place, că domnul e agitat pe tot timpul. Dar e cum fondul în rupie, în mare garație. Nu cunosc, nu cunosc, vreau doar cercul pe acolo și fac rău. Așa, cu căminul de la Hertiu. Am fost de acord să demolăm, dar să mai rezolvăm problema cu Monuzul și cu altceva de acolo, eu. Vine alege, ce faceți? Că credeți voturile, dacă lăsați Monuzul. Mișcați-vă! Păi de ce vreți voturi așa? Ține iertare. Motoare inima. Motoare inima. Nu, dar ce-a văzut? Încerc lăsat pe acolo și... A fost una, dar nu. Dacă știam, dădeam niște sari, era de-a bătut, nu mai e. Nu-i mai ușor să pui o plătă? Da. Dacă vă aduceți aminte executiv și pe partea din Consiliul Local, am fost de acord cu bugetul pe anul ăsta cu trei dolianțe. L-am vizitat ulițele de la Marine și de la Doamna Farmacistă și Boișa, trebuia să le pavăm cu bordul de aluminiu, cum s-a făcut la Casa de Apă din Bobeni. Cu dare, poate. Poate cu dare, da. Poate cu dare. Scuzați, da. Și domnul primar, la Ticola, a confirmat, da. Altfel nu votam bugetul dacă nu era asta doriați de statele. În ce direcții sunt polițele? S-a apucat, v-a apucat de ele, nu v-a apucat? Știm ceva, nu știm nimic? Că ai zis drumul la Doamna Farmacistă, ceva pe care? Deci, de la podul la bol, ulița la deal. Da. În ce stare? Și e unul. Stai pe Doleanu. E unul. Continuă. De la Marinești? Aia nu face parte din Tudor? Nu. Aia din Tămășoaia? Nu, mă, te întreb, care sale? Păi nu v-au zis. Nu, una e. De la podul pe Doamna Farmacistă. Da. La Marinești, de la pod fa stânga pe jos, și de la Marinești. Da. Aoleu, viceprimar, nu-mi bagi statul lui. Și Boișa, intrarea la Boișa. La Boișa sunt, dar... Dar că era trebuie de la Danilă, de-a cu 230 de ani, am zis primar, dar ăsta să-l face. De asta am fost de acord cu bugetul, că altfel nu tot am lucrat. Sincer,
N-ai vorbat cumva și asfaltul, dar voi... Vorbeam tot ce-i bun pentru căcălul ăsta, dar nu vorbesc teme electorale, nu pot să vorbesc teme electorale. Păi nu sunt teme electorale, Ioane, nu sunt teme electorale. Păi dacă am vorbat cu cetul, cu amendamentul ăsta, cu doleamul ăsta, spuneți-mi ce fază sunt. Vă propun să dialogați după ședințe. Dar nu că tu, dacă tu să nu dau răspuns, nu-i problemă. Eu vă întrebat. Am întrebat stadiul. Eu am întrebat lucrare. Amândurora mea trebuie. Dialogați după ședință, ridicați probleme, să dau răspunsul, să dă cuvântul și suntem mulțumiți, suntem astăzi cu situația. V-am înțeles, dumneavoastră ați ridicat o problemă, dați răspunsul, dar nu purtați dialog, nu-i scapă. Dar nu spun, dar nu... Bun, la sută, la sută, de-am arătat probleme. Nu mai. Mai repede? Mai eu? Da, vă rog. Da, vă rog. Măcar aici... Da. În centru, acolo, lângă mine, fostul dural actual central, nu pot să-mi dau seama de unde vine atâta cu noi, că e primul. Că spune și cu altaimele și pe lângă, am și poze, dacă vreți să vă demonstrez. Nu știu ce se întâmplă acolo, din cred că apar așa peste noapte, din... Vă rog frumos să luați măsării microbi. Apoi nu mai e COVID-19, pentru că e 2009. Cu-ți mașina așa, cum e? Dar e strâmbi, strâmbi din loc. Te trimba că zi nu strâmbi. Înseamnă că e reciclare, nu vine la reciclare. Dacă e reciclare, nu vine și la reciclare. Haine, tractoare, iată că. Spontane de reciclat, nu vine la reciclat, la spontane de colorat. Eu vă spun că sunt pe deasupra lor, nu vă spun că sunt... Luni vine, toți luni vine. Okay. Tot luni vine. Și pe rogul ăsta așa? Da. Bun. Da. Toți din primul la viață la Vali, conacul ăsta era schertin, din șerți vreo 20 de metri pătrați de tablă. Haideți să-l cârpim, așa mai fac. Totul să zică lumea că primăria asta are și primar și viceprimar. Măcar să spună dacă da, da. Să spună că are. Dar de tapă și... Poftim? Dar de tapă și faci. Dar e două zi poate din tapă. N-am fost solicitat nici să dau, nici să vă dau, nici contra. Îi blestăm așa să dorem de tot. Hai să găsim o soluție. Găsesc soluții. Uite, punem câte 3 milioane, 5 milioane de fiecare plăs și găsesc nu v-am problema. Sunt de acolo până la vă. Spuneți, doamna. Nu se pune că nu. Aaa, nu se pune. Ioan, e mai bine, e ce sau și pe ordinea de zi. Da, da, ce mă spune. Să nu ți-am domnul. Domnul Mărcuș. Nu vă prea cu sau. Vă atenționez ca nu. Nu mai purtați dialog, nu folosiți cuvinte pe neînțelepte tuturor. Domnul președinte, domnul Oprea a avut o doleanță, da? S-a făcut un avut. Și l-am o doleanță ca toți consilierii locali să contribuim cu vinii 300 să rezolvăm problema. Apoi lucrare mare. Care-i problema? 20 foi de tablini cu care mari, dar nu dă-ți... Nu mă unii ca ori, unii se întrează apa. Asta e care, 20 de metri pătrat. Acolo totul este putere, pentru că e fluat, eu m-am dus și m-am uitat. În momentul când se intervine acolo, de masică, primor și grindă și tot. De ce este putere? Păi că s-a lăsat așa? Era domnul Viciu care i-a fost primar, era Viciu putea să-l tăpească. Da, atunci trebuie intervenit total. Nu sunt primar, deci nu vă... Da, mulțumesc, doar, am văzut că vă invitați, mulțumesc. Cred că Viciu vreau cu 10 ani, cu 10 ani. Da, lăsați-o, lăsați-o, vă nu m-am amășat. Acum 20 de ani de vârstă. Ai mai bun așa, Viciu. Da, 20 de ani. De când sunt poșinieri, nu vă fac să nu spun problema și protoarul pe partea poștii și aia, și aia, și aia, și aia. Rezultat, ce? Domnul Alexandru. La soluția domnului Nebrea vreau să completez că domnul Vici a dat o soluție. Chemați comisia de la eu, am făcut intervenții de două ori la EON pe tema tensiunii foarte slabe. Unde nu pot folosi oamenii în casă mașina de spălat, hidrofor, frigider, televizor, fiind consumul foarte mare pe rețea, cei de la Ion au venit, au constatat și au zis, domnule, aici trebuie să intervină primăria sau să facă să-i zic primăria către Ion, să modifice lucrul care mi-a spus înainte la proiectul numărul 51, că conductorii sunt foarte vechi, întrerupți și nu mai pot
fi solicitați până la mașină. Automat că toți și-au băgat o mașină de spălat, un frigider, în caz nu mai era cum era odată cu mașina de spălat automată. Totul e șoapă în care ceva. Mă lasă, mă lăsați să vă dau un răspuns. Dar mai am răspuns și mai am zilele trecute am constatat, nu eu, cetățenii, că ați împrăștiat pe drumul Gherghiului, probabil eu am văzut numai urmele, și pe unele străzi, uliți din zona Lotului, satul Princeni, balasturile, n-ați dus cum a dus niște bolovani, au rămas globine în continuare, s-au împrăștiat, cine l-o fi împrăștiat, lumea e nemulțumită, doamne, eu intru cu mașina, am scutur mașina, tot globilerea pline de băci. Mă întreb, oare nu a fost și unul reprezentat, dar să-i urmărească, doamne, să le spun, bă, deci vorbesc ceva cu spodărește. Că dacă s-a dus cetățeanul de acolo și i-a spus, doamne, trinde-l bine, a început să-l înjure. Eu nu pot să imaginez că cineva din primărie trimite, cu ce scop ați spus acolo, probabil a fost sesizat, că sunt loc, să merge rău, sunt băci. L-ați dus, l-a strântuit, l-a împrăștiat ea să nu zică că nu-i făcut treabă de mântuială și-a plecat. Ați fost să verificați, nu, dumneavoastră, cineva din primărie, ați fost să verificați cum s-a finalizat lucrarea. Dar cum vreți mergeți acum? Mergem acum și mergem în primul rând, că așa ne-a făcut și cu drumul, cu tractorul ăla, când împrăștia domnul Orteanu, știe, și mai era un domn care a zis, doamne, eu nu mă bag, să nu vă prind la mine cu chestiile astea și prind și eu consilier. Dar asta nu importă. Respectivul utilaj nu m-a zgâriat. Deci am mers după urma lui să vedem cum face treaba. În momentul când am vrut să intervin, doamne, știi ce am fost spus așa, nu știu. Doamne, îi dai o sarcină concretă, o urmărești și o duci până la finalizare. Da, vrei. Mergem împreună, eu mă sacrific, mergem acum să vă arăt eu ce s-a întâmplat și cum s-a acoperit chestiile alea. Da. Am și poze pentru voi, dar alea nu au relevanță. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Matei. Două întrebări către domnul viceprimar. Prima. Vă rog frumos să ne enumerați câteva activități desfășurate de muncitorii cu dosare de prăjoare socială. Deci, activitățile desfășurate de cu planul până acum. Și a doua întrebare are legătură cu drumul special nostru de OCPF. Niciodată nu cred că a trecut un an de zile fără să ridic această problemă. Deci a rămas antiterapat de asta iară. Suntem deja în iulie. Dacă în primăvară n-am ridicat această problemă, deschidere nu s-a simțit pe celălalt de terapant. Antiterapant, șanțul de curățat, în momentul când plouă, apa nu se ne-a trecut ca și mine și mi-a făcut drumul și se trecut drumul care trebuie să-i făcut. Atât. Da, cu mâncările la mine, ce vedea la mine s-a răspuns cu curent. La prin preghiu se schimbă cablul, nu se schimbă strângrii. Nu se schimbă. Transformator. Să merge pe iluminat public, e corect de așa. Nu ne luăm direcțiile. Și a doilea problemă cu așa e vorba de transformator. Și dacă este tot de unul răspunde, și dacă știți, Ștefanul trecut, au și un plan de extindere și de refacere, Ștefanul trecut, schimba tot s-a dat, au dat fiind de jos, au fost tot s-a dat. Fac și așa, noi ajutăm oamenii, tocmai în sensul ăsta am făcut proiectul la Pradea de asta, pentru că era voltaj puțin la cap cu Pradea. O să mai facem o sesizare, că să trebuie timp de domnul viceprimar, da. Că s-a făcut la Pradea un lucru bun. În toată comuna, rețelele Ionului sunt vechi, transformatoarele sunt subdimensionate la consum. Da. Înainte om avea un fier de călcat cu un televizor, cu un frigider, acum are hidrofoane, are patru televizoare și până după aceea. Dumnezeu noi am făcut două, am făcut două sesizări, ori am făcut trei. Vă pot veni, a trimis răspuns, la urmă, la prima dintre ei, a căutat să mă pasez în spunând că vegetația care atinge conductorii diminuează din tensiune, lucru care nu este adevărat, că a spus ce să l-a tăiat cu vegetații și nu s-a întâmplat, nu s-a îmbunătățit situația. Deci transformatoare sunt. Rugămintea noastră este alta. O să facă Alexandru Gheorghe și Orneanu Neculae 20.000 de sesizări. Când executivul face repetate, domnule, repetiția e bună. Da. Sesizări repetate, domnilor, vă rog frumos, nu mă dăsiți mântuirea oamenilor din Comuna Căluș, prin schimbarea transformatoare. Da. Poate să ia în considerare această problemă. Am și eu câteva
lucru și anume, se vorbește aici de indicatoarele de localități, de numele străzilor și de numele de casă, da? Da. Am înțeles că ați spus și voastră până la numele de casă. Vin cu o propunere. Dacă vă apucați acum și schimbați numele de casă, că așa am înțeles că se va proceda, da. Eu consider că nu e de bine. Și am să vă spun și de ce. Să acceptăm că Popescu stă la 101. Între timp, între Popescu și Georgescu, care stă la 90, la 100, se va mai construi o casă. Se va da număr la casa respectivă. Sună, cum faceți? Le schimbăm iar ca să fie toate pe stânga și pe dreapta într-un circuit? Nu cred că e bine. Rămân numele de casă, cele vechi la care are și completați. Păi da, așa vezi, nu va fi, doamna secretar. Trecem de numerotare și continuăm cu A. Cum? Trecem de numerotare, dar avem deja s-a aprobat. Deja s-a aprobat. Domnul Inclător, să vă dau de 15 generali de toată țara, care trebuia implementată deja până acum. Sau mai ce vreau greșit. Dacă se construiește, se continuă. A, B, C. Dar domnul Orteanu s-a referit că la un teren care nu este vândut între două numere. Da. Ce număr e dat lor la care vine și își construiește-o? 40. 10. E prevăzută situația. Este legiuitorul a pus să ne dea. Vă dau un exemplu. La Ștefan Leandru Sirviu sunt trei proprietari. Și eu am vin cu numărul 239. Ce? 4 și 2. Da, mai se descrie la moment? Nu. Domnul viceprimar, mi-ar plăcea să ascult iară despre cauțiunea asta pe care deci ce aveți în vedere? Când vine, el în fața dumneavoastră și pentru depunere, dar ce e? Bine. Petitură. Bine. Vă mulțumesc. Mulțumim tuturor pentru participare. Ați văzut că v-ați ajutat și eu, a fost doamna prăbășită? Prima întrebare, eu am văzut că era pantul. Așa că am văzut că am văzut și a doua țin cea cu muncitorii noastră în ziua. Și s-a venit. Încă da. În fiecare lună pot să-ți dau detaliat, dacă vrei și după ședință, dar dacă vrei. Dar când am activat pictorul ăsta, nu pot. Păi atunci iar, și au fost, și ieri au fost pe drumul de la Pralea în dreptul la mănăstirii. Șanțul e curat, mai este în două locuri, în sat. Nu este unde zici tu cu curgea, acolo e pe proprietăți, e în fața porții oamenilor. Nu curățăm acolo. Nu, în afară cu proprietăți, deci în cel nou. Nu este fundat, mergem acum și-l filmăm. Mergem acum și-l filmăm. Încă nu. Dacă vrei, mergem și-l filmăm, punem data liberă în ședință. Vă vedeți pe azi a domnului Matei. În hârtie este aceeași chestie. Pentru șantele de șanțe pe care s-au construit, s-a asfaltat drumul, s-a colmatat cu pământ, da. Și au început să crească tot felul de bulie sau rădăcini, da. Loc de... Da. Cine vende cineva? Proprietari, adică vecinii care au în față șanță? Nu au obligația asta. Nu, vă temesc, dar au început, trebuie cumva că la o viitură o să iasă pe stradă. Poate legea, poate legea și dată viitoare. Și vreau să mai aduc la cunoștință o situație, să numesc viaduct, care coboară din pădure de la, așa, prin fața, pe drumul Hârtiului și se revarsă în troturi. E plin de sărci, salcând un bloc de cimiterior. Ăla, am înțeles că este a direcției silice. Nu pot nu, a fost construit din Oxierba, dar e în pază la noi, la primăria. Păi și cine între cine? Asta vreau să spun. Primăria că sunteți. Pentru acolo, dacă iar vine din pădurile, acum am vedeți cum e cu pietre, stânci, crenci, acolo iar nu se întâmplă de noi. Primăria, primăria de spune. Primăria. O fac la doamna ei, să l-ai da, văzut. Ai văzut cum nu mai zice așa scrie acolo. Unde scrie? Acum 12 ani, chiar acolo scrie. Da? Da, dar are nevoie de două doamne, s-a văzut. Plopii din 3 metri. Eu m-am pus la situația. Dumneavoastră v-ați acolo, răspundeți la... Nu, dacă te-ați dumneavoastră.
întrebat, să-l întreb la ședință. Declarăm ședința închisă, domnule.